Bună ziua, doamnelor, domnilor și dragi copii! E Halloween! Sper că vă place costumul meu și nu v-am speriat prea tare. Potrivit celților, 31 octombrie este ziua în care spiritele rele se plimbă libere pe pământ și trebuie îmbunate ca să nu strice recoltele. Așa că ei, celții, lăsau în fața caselor mâncare și dulciuri și ca să nu îi recunoască fantomele, purtau măști. Sărbătoarea a fost împrumutată și de la alte popoare. Iar la noi are legătură cu Sâmbăta Morților, când oferim de pomană pentru sufletele celor dragi care s-au dus pe lumea cealaltă, cât despre tradiția felinarelor sculptate în dovleci, aflați că totul a pornit de la o legendă. Un tânăr pe nume Zec își căuta drumul între cele două lumi, a celor vii și a celor morți, cu lumina unui astfel de felinar. O legendă care transformă anual zeci de milioane de dovleci în adevărate opere de artă. Și dacă tot vorbim de cifre, să nu uităm de miliardele de dolari pe care această sărbătoare le generează, fiind una dintre cele mai profitabile, după Crăciun. Încheiem aici cu tradiționalul trick or treat, adică îmi dai bomboane sau îți fac o farsă. Numai bine, pe curând!